În primele patru zile ale postului mare, preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, a săvârșit pavecernița mare și a citit canonul Sfântului Andrei Criteanul în paraclisul mănăstirii Sfinții Cuvioși Macarie Romanul și Ioan Iacob de la Neamț din Icast, Danemarca. Miercuri, dar și astăzi, ierarhul a oficiat liturgia darurilor înainte sfințite, împreună cu mai mulți preoți și diaconi din țările scandinave. De asemenea, preasfinția sa i-a spovedit și îndrumat duhovnicește pe preoții și credincioșii români și scandinavi. Mă bucur că atât noi slujitorii Sfântului Altar, cât și credincioșii, ne-am spovedit de toate păcatele și ne-am putut împărtăși cu trupul și sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Primindu-L pe Mântuitorul Iisus Hristos în inima noastră curățită de păcate, postul este liantul inimii noastre cu Dumnezeu. Așa cum ne spun Sfinții Părinții ai Bisericii, postul slăbește legătura inimii cu lumea și întărește legătura inimii cu Dumnezeu. Mâine, în sâmbăta Sfântului Mare Mucenic Teodor Tiron, părintele episcop Macarie va săvârși în Paraclisul Mănăstirii Românești din Icast sfânta liturghie și pomenirea celor adormiți.